Bună, Marius! Ne bucurăm tare mult să fiți alături de noi la Bucharest Technology Week. Spune-mi, te rog, care sunt noutățile pe care le prezentați? Bună! Și noi ne bucurăm foarte tare că am participat. Chiar acum pregăteam o postare. Anul trecut am venit doar ca vizitator și ne uitam așa cu admirație la toți ceilalți care erau importanți în piață la momentul ăla și ne doream și noi foarte tare să ajungem aici. Am muncit foarte tare, am fost foarte puși pe treabă, să zic așa, și uite că am ajuns și noi anul acesta. Noi avem un exchange de criptomonede care vine în piața din România cu lucruri pe care cred că și le dorește oricine este în acest domeniu, însemnând rapiditate, securitate și fiuri foarte mici. Noi am lucrat foarte mult la această platformă, cred că acum în martie a fost cam cea de-a patra variantă în 2 ani de zile. Asta înseamnă că am muncit foarte, foarte mult să dezvoltăm platforma. Suntem foarte mândri de cum a ieșit în acest moment. Este foarte rapidă, este 100% automatizată. Mai mult decât atât, lucrăm cu euro la momentul ăsta pentru că, iar cei care sunt în domeniu știu ce probleme sunt cu băncile din România pe RON. Anul trecut am lucrat foarte mult cu RON, dar ni s-au închis conturile, ca tuturor. Am făcut parități cu euro. Și iarăși, din fericire, a crescut foarte mult fenomenul cu Revolut. Are foarte mulți utilizatori în România și clienții care utilizează Revolut împreună cu platforma noastră au depuneri și retrageri foarte rapide. Se trimit și se primesc bani în 20-30 de minute. Recordul este de 7 minute jumate, ceea ce pentru lumea cripto este chiar fantastic. Adică nici exchange-urile foarte mari din afară nu au această rapiditate pe care o avem noi în acest moment. Ce obiective de business aveți pe anul 2019? Pe anul 2019 vrem să scoatem capul din țară. Ne-am făcut ucenicia, să zic așa, în România. Având și aceste parități cu euro, ne permit practic să mergem pe toată piața din Europa. Dar o să o luăm, cum am luat-o și până acum, step by step și vrem foarte tare în următoarele luni să ieșim pe piața, cel puțin pe piața balcanică. Spune-mi, te rog, cum a fost interacțiunea cu vizitatorii până acum? A fost surprinzător de frumos, ne-a plăcut foarte tare. Oamenii sunt din ce în ce mai interesați de domeniul criptomonedelor. Sunt foarte mulți, din fericire, care deja ne știau și au venit să ne cunoască, să ne vedem și live, pentru că noi oricum suntem tot timpul pe rețelele de sociale, suntem pe Facebook, pe Telegram și vorbim tot timpul, suntem în conexiune permanentă cu oamenii. Dar au venit și oameni care erau cumva la prima interacțiune, voiau să afle mai multe, voiau să afle ce este LDV Bank și ne bucurăm foarte tare. Adică oamenii sunt foarte deschiși către acest domeniu în care noi avem mare încredere și credem că e de mare perspectivă și de mare viitor. Vă dorim succes și vă așteptăm și ediția următoare. Mulțumesc foarte mult!